Înțelegeți bine, dacă Dumnezeu a permis ca ceva să se întâmple, asta înseamnă că ceea ce ți se întâmplă are un rost, că te ajută să crești. Este necesar ca unele uși să se închidă în fața ta, este necesar ca unii oameni să iasă din viața ta, este necesar ca unele lucruri să nu dureze prea mult. Dumnezeu trebuia să închidă acea ușă pentru tine ca să te direcționeze către o altă ușă, care era cea potrivită pentru tine, pentru că are pregătit pentru tine ceva mult mai bun. Când ceva nu merge cum ai vrea tu, nu gândi la modul Dumnezeu mă pedepsește. Nu m-a ajutat Dumnezeu. Tu nu știi încotro te conduce Dumnezeu prin faptul că ți-a blocat drumul în acea direcție. Cel mai rapid mod în care poți păși prin acea situație dificilă este să permiți ca lucrurile să se desfășoare în ordinea lor firească, potrivit ordinii divine, să nu încerci să forțezi lucrurile. Între timp, tu continuă să onorezi divinitatea, continuă să te comporți cu bunătate cu cei din jur. Noi nu putem controla toate circumstanțele vieții noastre și se întâmplă diverse lucruri asupra cărora nu avem niciun control. Dar atunci când știi ce vrei, cere. Nu bate apropouri cu așteptările tale. Cere pur și simplu, fără ocolișuri. Spune oamenilor ce vrei, într-un mod politicos, respectuos și după aceea acordă-le libertatea și spațiul necesare pentru a răspunde cinstit. Nu forța pe nimeni, dar nici nu-ți reprima dorințele doar pentru că ți-e frică de modul în care cineva ar putea să reacționeze la ele.